Da, domnul Dumitrescu, mă gândeam că spunea colegul meu europarlamentar că prioritatea lor numărul unu este să se înțeleagă acolo în coaliție. Eu mă gândeam că prioritatea numărul unu când stabilești un buget ar trebui să fie România, așa cred eu. Eu am niște exemple concrete la acest buget. Adevărat, ați subliniat, e prima dată când nu trece niciun amendament al opoziției. Se lăudau că vor investiții. Pe lângă faptul că nu a fost un amendament absolut, cred că poate intra în cartea recordurilor un amendament de creștere a alocației, deși există o lege. Nici pe ăla nu l-a vrut. Dar mă refer la investiții, că ei au spus în frunte cu premierul că sunt pentru investiții. Colegii mei umaniști împreună cu PSD-ul au depus niște amendamente și am să vă spun concret. Adică nu era necesar în comunele din județul Suceava, Frasin, îmi dau exemplu, una din ele, în care mor oamenii că intră mașinile prin gropi. Și s-a pus, știți cât era? Era o sumă infimă. Nu s-a aprobat. S-a cerut de colega mea de la Brașov pentru Săcele. Păi domnul europarlamentar știe că în Uniunea Europeană infrastructura, canalizare și apă este prioritatea numărul unu pentru cetățeni. Nu s-a aprobat. Investițiile în sănătate nu s-au aprobat. Centura la Băicoi, colega mea din Prahova, nu s-a aprobat. Absolut niciun amendament. Deci nici investiții, probabil că vor investiții doar în localitatea unde este primar PNL sau USR, dar nu asta este criteriul. Criteriul, și-l discutăm foarte des în Uniunea Europeană, este să ne concentrăm pe zonele, așa cum le spunem noi, cele mai sărace, cele mai depărtate, pentru coeziune socială. Despre ce buget să vorbim? Am urmărit și eu până la două noaptea certurile acelea, am rugat să se ia regulamentul Parlamentului European. Dom'le, să nu mai fie asemenea circ. Românii au nevoie de măsuri concrete. Apoi, domnul Rareș Bogdan știe clar că la Parlamentul European au aprobat o strategie pentru prima dată pentru turism și s-a aprobat de către Comisia Europeană ca statele membre să investească în turism încă din august 2020. România n-a făcut nimic. A tăiat tichetele care aduceau un impact, eu l-am calculat când am fost ministru, de 83 de miliarde, impact pozitiv la buget, nu cheltuială, ci băgau în circuit cheltuielile la care le fac oamenii în România. L-au tăiat și pe ăla, dar n-au făcut nimic să susțină așa cum face Belgia, cum face Franța, cum face Italia, taxele, impozitele pe clădiri la hotelier dacă ei nu funcționează, la restaurante. N-au din ce să plătească. S-au dat sume. România avea alocat, aprobat, că știți cum, se aprobă o cheltuială ca ajutor de stat în pandemie. N-au făcut nimic cu acești bani. Și atunci vorbesc că sunt un guvern al investiției și al dezvoltării. Bun. Nu se poate. L-am ascultat pe prim-ministru ce a prezentat. De fapt, n-a prezentat un buget, ci a făcut așa un fel de declarație politică, atacând în dreapta și stânga. Adevărat e că au fost foarte mult staniol politic acolo. Dar întrebarea e cum poți împărți. El e tehnic, el trebuia să prezinte elementele de buget cu niște justificări. De ce acolo și nu dincolo? Bun. Faptul...